în acest format, PSD-ALDE. I-am prezentat președintelui în mod oficial și direct propunerea noastră în persoana doamnei Viorica Dăncilă. I-am prezentat și procedura prin care a fost desemnată ca și propunere în cadrul Partidului Social Democrat. Colegul nostru Daniel Chițoiu din partea ALDE l-a informat pe președinte că azi de dimineață la ora 10 în forul statutar al ALDE au adoptat în unanimitate decizia de a o susține pe doamna Viorica Dăncilă. De asemenea, i-am prezentat președintelui, explicându-i în același timp de ce am făcut un tabel cu parlamentarii PSD-ALDE care avea în spate o susținere semnată de către fiecare. Am făcut asta pentru că în ultimele zile au apărut tot felul de informații în spațiu public că am pierdut majoritatea, că sunt parlamentari care nu vor susține această propunere. Sigur că nu le-am lăsat acolo, nici n-a dorit președintele, dar doar ca să îl informăm corect că nu există niciun fel de problemă în majoritatea parlamentară. Am discutat și despre faptul că și ieri și astăzi am avut mai multe discuții cu doamna Viorica Dăncilă, atât în cadrul Comitetului Executiv, cât și în cadrul Coaliției, de asemenea și direct despre angajamentul dumneavoastră de a-și asuma programul de guvernare. Mi-am prezentat argumentele care ne-au făcut pe noi să o propunem, și anume o experiență bogată în ceea ce privește Parlamentul European și o relaționare bună cu membrii Comisiei Europene. De asemenea, câteva din obiectivele doamnei Viorica Dăncilă, pe care, dacă va avea șansa, îi le va prezenta președintelui, și anume pregătirea serioasă pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii anul viitor, de asemenea angajamentele asumate în fața noastră de doamna Dăncilă cu privire la indicatorii macroeconomici importanți, nedepășirea deficitului, angajamentul de 2% pentru apărare, de asemenea investițiile care vor trebui să crească în 2018, măsurile sociale cu privire la salarii și pensii și nu numai, de asemenea în domeniul educației, în domeniul sănătății, măsurile fiscale care sunt prevăzute în program și care trebuie să continue procesul de îmbunătățire a mediului fiscal în România, și de asemenea calitățile umane pe care le are doamna Viorica Dăncilă, și anume că este o doamnă neconflictuală, o doamnă care în permanență a fost dedicată dialogului și care a avut relații bune cu absolut toată lumea, atât cu colegii din partid, cât și cu colegii din Parlamentul European și cu colegii de la alte partide. Asemenea, abordarea dumneavoastră în ceea ce privește comunicarea, vrea să aibă o comunicare corectă, decentă și foarte echilibrată, modul cum vede relaționarea cu membrii guvernului, modul cum vede relaționarea cu președintele României, și anume o relaționare instituțională corectă și productivă. De asemenea, angajamentul doamnei Viorica Dăncilă de a recupera anumite întârzieri în ceea ce privește acțiunile care trebuie să fie realizate în 2018 pentru centenarul Marii Uniri, și, mă rog, alte lucruri pe care le-am discutat. Președintele României a luat act de ceea ce i-am spus noi, ne-a transmis că dorește să nu se prelungească această situație și să avem un guvern cât mai repede. Va lua o decizie, nu știm dacă astăzi sau mâine, după ce normal va asculta și la alte partide și va analiza serios propunerea sau propunerile înainte de a lua o decizie. Noi sperăm să accepte propunerea cu doamna Viorica Dăncilă. Suntem pregătiți să convocăm Parlamentul în sesiune extraordinară pentru a
începe audierile de miniștri pentru a vota programul de guvernare și cabinetul în ansamblu. Nu a fost să-i lăsați acel sprijin cu semnăturile parlamentarilor de susținere, va și explicat de ce, și doi, dacă a ridicat posibilitatea unei discuții cu doamna Dăncilă, propunerea dumneavoastră. Dacă este posibil să aibă o discuție cu doamna Dăncilă, eu cred că dacă se va gândi să o accepte, e obligatoriu, așa a făcut mereu președintele, să aibă o discuție cu persoana pe care o propune, pentru că este firesc să-i pună întrebările pe care consideră de cuvinte, să aibă o discuție directă. În ceea ce vorbește semnăturile, nici noi n-am dorit să le lăsăm, pentru că nu mi se părea corect. Doar le-am prezentat și am întrebat dacă e necesar să le lăsăm și am zis că nu, știe care e majoritatea, nu își face probleme în sensul ăsta. Nu discutăm despre asta, pentru că noi avem, nu convingerea, dar avem speranța că sunt suficiente argumente pentru ca președintele să o accepte pe doamna Viorica Dăncilă. În continuare vă spun că și noi suntem îndreptați către stabilitate și nu avem până acum niciun motiv real, nu discuții nereale, nu avem niciun motiv real să credem că președintele României o va respinge pe doamna Dăncilă. Și atunci nu discutăm de alte planuri. Da, este foarte bună, pentru că o persoană care promovează dialogul, calmul, discuțiile, colaborarea, generează încredere atât în guvern, cât și în partid, și în partide. Este importantă relaționarea premierului cu membrii cabinetului, relaționarea cu cele două partide, relaționarea cu Parlamentul. Este, după părerea mea, o condiție esențială pentru a putea construi și pentru a putea respecta angajamentele noastre din campania electorală. Franceză și engleză. Cum a fost vizita aici la Cotroceni, având în vedere faptul că ați menționat într-o dată anterioară că nimeni nu mai vede? Da. Se mai întâmplă. Atunci când am spus, nu mi-am imaginat că vom mai avea consultări până la finalul mandatului. Cum? Pe această temă. Dar viața bate filmul. Și am discutat cu colegii mei, era incorect din partea mea să nu vin să îi prezint eu personal propunerea președintelui României. În cazul în care totuși președintele refuză această primă propunere, ceea ce nu este imposibil, veți rămâne pe poziție sau aveți și un plan de plecare? În general, eu evit să fac scenarii plecând de la un dacă. În continuare, ne exprimăm speranța că președintele României o va accepta pe doamna Viorica Dăncilă. Sigur, dacă o va chema, va conta foarte mult discuția directă, pentru că responsabilitatea este comună. În urmă, președintele desemnează o propunere de premier pentru Parlament. Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor, în care, imediat după Comitetul Executiv, care l-am informat. Bineînțeles că bănuiesc că aflase informația, dar i-am spus despre doamna Dăncilă, i-am spus ce v-am spus și dumneavoastră, care sunt motivele, argumentele pentru care noi am luat această decizie. L-am asigurat că dacă o vor susține, va fi o relație corectă și bună și deschisă între guvern și grupul UDMR, așa cum noi avem în Parlament. Dacă președintele o va nominaliza, va fi o întâlnire, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, între doamna Dăncilă, noi și grupul UDMR, înainte de a se vota în Parlament. Să vă mulțumesc președintele.
Cum? A spus că în principiu n-au nimic deocamdată, n-au nimic împotriva domnului Viorica Dăncilă, n-au nicio informație sau elemente care să-i facă să nu o susțină, dar ei vor adopta o decizie într-un for statutar, așa cum sunt procedurile interne. Faptul că n-au avut nicio din start, niciun motiv de respingere, pentru noi este un lucru important. Dar eu am fost să n-am discutat asta. Am discutat despre propunerea pentru funcția de premier. Este consiliera doamnei Viorica Dăncilă? Abar n-am avut despre asta. Da. V-a spus cumva și ce și-ar dori de la nou guvern? Și doi, atunci când ați nominalizat-o pe doamna Dăncilă, a avut vreo reacție, a spus-o, îi cunoaște o realitate la Parlamentul European sau ceva? Nu. Nu, președintele a spus că își dorește de la viitorul guvern ceea ce ne dorim și noi, ceea ce își dorește toată lumea, ceea ce v-am spus și mai devreme, și anume să fie respectate prevederile din programul de guvernare și să nu fie înșelate așteptările românilor care au votat acest program de guvernare și, bineînțeles, o relație corectă între președinte și guvern. Vă mulțumesc mult, o zi bună! Nu.